Vă spun bun venit în această după-amiază la acest program special. Săptămâna aceasta m-a sunat Iasmina pentru că ea a pregătit programul și m-a rugat: Dani, ai și tu un punct în program, trebuie să prezinți un motiv de mulțumire sau de recunoștință, ceva special pentru tine care ți s-a întâmplat și vrei să spui în fața fraților noștri. Într-adevăr, cred că motive de mulțumire avem cu toții și cred că le avem zilnic. Însă unele lucruri sunt mai speciale. Anul acesta chiar am avut o ocazie specială de mulțumire sau de recunoștință că eu aveam o problemă, am o problemă la nas și trebuia să mă operez și am amânat chestia asta, n-aș putea să spun câți ani, adică enorm de mulți ani, trebuia de mult să mă operez. Pot să recunosc că mi-a fost și teamă sau că mi-era teamă. Au mai fost câțiva care m-au mai speriat, au spus că e foarte complicat și așa. Și mă rog, mi-a fost cam frică. În urmă cu 10 ani m-am operat o dată la nas de o deviație de sept și la toți a fost simplu, la mine a fost cel mai complicat. Și zic, dacă și de data asta o să fie la fel, zic, mă termină. Însă Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat și a fost chiar foarte ușor, foarte simplu, neașteptat de simplu și parcă îmi părea rău că nu m-am dus mai din timp. Că statul ăsta mi-a afectat anumite lucruri și asta se simte. Însă, să fiu sincer, nu ăsta este principalul motiv de mulțumire, este legat de asta. Întotdeauna când merg într-un loc, că merg la muncă sau că merg într-un anumit bloc sau așa, întotdeauna mă rog ca, zic, Doamne, ajută-mă dacă să pot să fac ceva pentru tine, să pot să vorbesc, să pot să spun ceva, să când am cărți, să pot să ofer. Și mai ales când m-am gândit că merg la spital, zic, cred că o să fie o ocazie bună, să poate să vorbesc cu cineva, cât stau acolo, am stat 3 zile și zic să am ocazia să, și chiar să ofer o carte. Aveam la mine Tragedia Veacurilor și vreau să vă spun că chiar din prima zi cum am ajuns, după scurt timp, a mai venit lângă mine un domn și l-am văzut că împărțea pe la asistente, pe la cei din salon, împărțea niște iconițe dintre astea micuțe așa. Mi-a dat și mie una. Și zic, opa, zic, nene, asta văd că este înclina spre lucrurile astea spirituale, religioase. Mă rog, mi-am dat seama că este ortodox, că așa. Am stat foarte mult de vorbă cu dânsul. Vreau să vă spun că 80% din timp, cred că am discutat, continuu, numai de lucruri spirituale. Mi-a povestit foarte mult despre viața dumnealui. Nu era o persoană în vârstă. Era un domn la 50 și ceva de ani, se vedea că este un domn rafinat. Și zic, l-am întrebat, zic, dar ce lucrați? Zice, sunt colonel, lucrez în armată, am lucrat în armată, acum sunt pensionar, pe ei pensionează mult mai devreme, la 50 de ani. Dar, zice, meseria mea adevărată este, e pilot pe avioane de vânătoare, de luptă. Și zice, am grad de colonel, dar, zice, eu sunt pilot în realitate, la bază. Și am fost foarte curios să aflu, înainte de asta mi-a povestit foarte multe de ceea ce face el pe plan spiritual. Era un om foarte, foarte credincios, poate era ultra religios, participa la toate activitățile bisericii ortodoxe, tot ce se întâmpla în țara asta, că erau știu ce sărbători, că erau hramuri, le ținea la literă. Deci se ducea la, făcea muncă voluntară la patriarhie, lucra pe acolo, ajuta la nu știu ce. Deci tot timpul era ocupat. Și mi s-a părut puțin ciudat, mă zic, vine din lumea asta mai superioară, deci colonel, așa, ce treabă are el cu religia? Și era foarte hotărât. Și mi-a povestit, zic, spuneți-mi și mie ce v-a determinat să vă îndreptați spre Dumnezeu în felul acesta, adică un om practicant. Deci am avut o chestie interesantă în viața mea. Zice, înainte eram așa religios din familie, am avut niște părinți înclinați spre religie, țineam și datinile, obiceiurile, dar așa superficial, ca orice om. Și zice, într-un timp, am fost într-o misiune cu un avion de vânătoare, cu un MiG-21, alea care știți că o picau tot timpul. Și la un moment dat, când antisesem viteza de croazieră, adică viteza cea mai mare, nu știu câți, supersonică, așa, din momentul ăla, la un moment dat, am simțit că nu mai am niciun fel de control asupra avionului. Deci pur și simplu nu puteam să mai manevrez nimic. Deci pur și simplu în momentul ăla am văzut moartea cu ochii. Deci nicio comandă, avionul nu mai reacționa la nicio comandă. Și n-aveam altă soluție decât să mă catapultez, ceea ce era foarte grav la viteza aia enorm de mare
Și șansele de supraviețuire erau destul de mici, trebuia să ai o viteză mult mai mică ca să poți să sărin, să te catapultezi. Și zice, a fost prima dată în viața mea când m-am rugat sincer și am spus, Doamne, scapă-mă. Deci nu aveam altă soluție. Și zice, mi-au trecut prin față toate evenimentele principale ale vieții și m-am gândit că nu o să mai văd familia, copii, dânsul avea 3 copii. Soția dânsului lucra tot în domeniul militar, tot pilot pe elicoptere. Deci erau din familie de aviatori. Și zice, într-o fracțiune secundă, pur și simplu parcă am avut așa o viziune. Deci s-a rupt filmul că eram în avion, mi-am dat seama că sunt într-o, m-am teleportat așa, zice, într-o cameră de clasă, în urmă cu 10 de ani când a început el pilotajul, când făcea cursuri de pilotaj, în urmă cu 10 de ani, vă dați seama, un profesor în vârstă era în fața clasei și ne spunea la vremea aceea că în caz că pățești o anumită chestie, faci un lucru care era valabil pentru niște avioane mici, amărâte, dintre alea de... nu știu cum să spun, deci nu era valabilă chestia asta pentru avioanele astea supersonice. Și zice, pur și simplu, parcă când am ieșit din viziunea aia și zice, mi-a venit o sclipire să fac o chestie, era o chestie băbească, adică nu avea de-a face cu lucrurile tehnice. Nu știu, ca la mașină, scoți fișa de la bujie când nu poți să mai, nu știu ce, să oprești motorul. Și zice, în momentul ăla am făcut lucrul ăla și zice, dintr-o dată avionul a început să răspundă la comenzi. Și zice, am realizat că Dumnezeu chiar există, chiar mă iubește și relația cu El nu trebuie să fie una superficială, trebuie să fie una reală. Aveam la mine deci tragedia veacurilor și m-am tot gândit, ezitam să o dau, deci am vrut să o dau, dar m-am gândit, zic, fiind așa ultra-religios, așa zic, să nu stricăm prietenia. Și m-am gândit, zic, nu știu dacă o să o dau, că el avea cărți de rugăciuni, deci avea un arsenal întreg, adică era omul dotat. Și totuși m-am rugat și am zis, Doamne, eu cred că și omul acesta are nevoie să te cunoască pe tine și să cunoască și altă variantă. Și chiar m-am rugat pentru treaba asta și ultima zi, zic, eu ofer, acum o să supere, o să-mi o dea înapoi, o să mă refuze, zic, e treaba lui. Vreau să vă spun că i-am dat cartea, zic, uitați, am și eu o carte, nu i-a spus de-a noastră adventistă, era așa, zic, am o carte care vorbește foarte mult de istorie de trecut, vorbește de prezent, dar să știți că vorbește și foarte mult de viitor, ce o să se întâmple în viitor. A luat cartea, s-a uitat la ea și zice, cât mă bucur că am așa o comoară, că am o astfel de carte. S-a uitat pe spate și a văzut, știți că spune de același autor titluri, ia uite și câte chestii și de sănătate și de multe lucruri interesante, dar femeia asta chiar a fost o femeie tare de a scris atâtea cărți. Și zic, să știți că dacă vă mai interesează ceva, aveți pe spate site-ul, găsiți, aveți editura și puteți să comandați tot ce doriți. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că El ne folosește și cred că motivul de recunoștință pe care vreau să-l enunț în amiaza aceasta este că doar noi trebuie să-i cerem să ne folosească și El are un loc special pentru noi toți. Așa că vă încurajez să avem experiențe cu toții, cu Dumnezeu, și El o să ne ofere ocazii frumoase de pentru a ne bucura de viața alături de El. Amin. Să încep și eu tema. Ca Dani cu apelul Iasminei de săptămâna asta, care a fost miercuri, joi, nu știu când a fost. Oricum, mi-am dat seama că nu o să am timp să pregătesc o temă potrivită, așa că mai degrabă aș vrea să spun cu voce tare o lecție pentru mine. Adică o chestie care sper și cred că mă va ajuta pe mine. Dacă vă va ajuta și pe voi, slavă Domnului! Când eram copil, mă uitam la diferite personaje, la supereroi de azi, la Batman, la Superman, nu foarte mult, dar mă uitam și am observat că în mintea mea se întâmplă niște lucruri. Vezi pe Batman, da? Că l-am dat exemplu. Batman a ajuns Batman pentru că i-au murit părinții. Lui Spider-Man i-a murit unchiul, lui Superman i-a murit nu știu cine. Și tuturor le moare câte cineva. Și în viețile tuturor apare un moment de cotitură. Deci
practic, ca să dezlănțui potențialul, e nevoie de momentul acela de cotitură în viața ta, de, nu știu, ce ar fi ajuns Batman, să zicem, dacă părinții lui ar fi trăit. Probabil nu v-ați gândit la asta niciodată, dar în mintea mea de copil, așteptam momentul ăla să, Doamne, să se întâmple ceva supranatural, nemaipomenit, să moară și mie părinții, să mă știu și eu ce, să ajung și eu mare șmecher. Nu, nu s-a întâmplat asta, mai e timp, dar na, așteptam momentul respectiv de cotitură. În 1972, Vesna Vulović, în vârstă de 22 de ani, era însoțitoarea unui zbor la o altitudine de 10.000 de metri când avionul în care se afla a fost deturnat de teroriști. A avut loc explozie și avionul s-a prăbușit de la 10.000 de metri. Dați-vă seama ce s-a întâmplat, că toți pasagerii nu se mai cunoștea nimic ce era acolo. Însă Vesna, culmea, a supraviețuit cumva. Era în coada avionului, nu a murit, a trăit. A avut fracturi craniene, vertebre și picioarele rupte, dar a supraviețuit și astăzi e văzută ca fiind o eroină în țara ei. Roy Sullivan era pădurar și acest pădurar ce-l face pe el așa special? Că pe parcursul vieții lui a fost lovit de fulger de 7 ori. De 7 ori. A rămas dragul cu diferite chestii. I-au sărit unghiile de la picioare. A avut cicatrici peste tot. I-a ars sprâncenele, părul, tot felul de chestii. A supraviețuit de fiecare dată. Truman Duncan a căzut în fața unui tren când încerca să schimbe un macaz. Și trenul i-a trecut peste picioare și peste porțiunea superioară. A rămas fără un rinichi. A trebuit să aștepte 45 de minute până să ajungă cineva la el și a trăit, a supraviețuit și el. Robert Evans era un om fără adăpost, pe care l-a lovit o mașină. Pur și simplu, șoferul a fugit la fața locului, a fost luat cu ambulanța, l-a dus la spital, stabilizat, nu știu ce, când a plecat săracul, a lovit un tren. A supraviețuit. Și avem nenumărate cazuri de acest gen în care oamenii au avut momentul acela de cotitură în viața lor. Iată, în sfârșit, niște oameni eliberați de principiile sociale, că trebuie să fim niște oameni cu capul plecat și nerecunoscători, care mergem la muncă în fiecare zi. Iată niște oameni care se pot bucura, în sfârșit, am scăpat, sunt viu, sunt recunoscător și să fie niște oameni extrem de fericiți. Și am căutat rețeta fericirii pe internet, bineînțeles. M-am uitat, care sunt lucrurile care îi fac pe oameni fericiți? Și n-am găsit așa ceva. N-am găsit lucruri de genul ăsta. Am găsit din contră. Mi-a plăcut foarte mult cum era exprimat acolo, că fericirea este în lucrurile mici și oamenii care sunt recunoscători pentru oameni mici, mărunte. Și mi-a dat astfel de înțeles că nu există lucruri mici, nu există lucruri mărunte. Dacă ești recunoscător pentru o bucată de strugure, e același lucru dacă ești recunoscător pentru faptul că ți-a fost salvată viața. Și mi-a plăcut foarte mult cum a exprimat gândul următor, că fericirea aparține celor care se opresc să miroase florile. Și pentru mine asta e o lecție cu adevărat importantă, să fiu mai puțin posomorât în viața mea și să îmi ofer libertatea asta de a mă bucura și de a fi recunoscător pentru lucrurile mici, care sunt de fapt lucruri mari. Mulțumesc!
ce am în jurul meu, mă simt dator cu mulțumirea să mă întorc spre Dumnezeu. Că tot ce am întâlnit în cale și tot ce încă întâlnesc e opera iubirii sale. Eu pentru asta îi mulțumesc. Când văd un firișor de iarbă, o floare simplă când privesc, un crin din câmp în haină albă, mă simt dator să-i mulțumesc. Când lanuri văd cu spice pline, privind la mlădierea lor, văd pâinea zilelor de mâine, să-i mulțumesc, mă simt dator. Iar când în clipe de înserare văd bolta cerului senin, cu candelabru în tremurare, eu vreau să-i mulțumesc de plin. Și pentru freamătul pădurii, și pentru murmuri de izvor, și pentru tainele naturii, îi mulțumesc, îi sunt dator. Sub semnul de recunoștință, înainte-ți, Doamne, mă închin. Eu vin din suflet cu credință, pios să-ți mulțumesc de plin. O, și într-o sfântă dimineață, când tainic zorii se ivesc de tot ce am întâlnit în viață, și atunci eu vin să-ți mulțumesc. Amin. Pacea Domnului.
la fel ca și Dani, am fost rugat de Iasmina să spun și eu ceva. Și nu sunt obișnuită să vorbesc în public, dar am zis că trebuie să îmi vin și teama aceasta, pentru că voi avea examene orale. Am avut mai multe experiențe anul acesta, asta pentru că mi-am propus să fiu mai recunoscătoare în urmă cu ceva timp, dar există una care pot spune că mi-a schimbat un pic cursul vieții. După liceu nu știam exact la ce facultate să dau și am zis nu pot să mă duc așa oriunde. Am fost la LTA, la profil teologic, zic nu sunt băiat să mă fac pastor, ce să fac? Și am zis mai stau un an să văd ce fac. M-am hotărât să dau la stomatologie. Evident că n-aveam nicio șansă de la profil teologic, nu mai făcusem chimie și biologie dintre a 10-a și nici între a 9-a și a 10-a n-am făcut ceva serios. Așa că m-am apucat de meditații, dar trebuia să și lucrez. Am zis, nu pot să stau așa. Nu lucrasem nicio zi în viața mea și mi s-a părut îngrozitor să lucrez 8 ore și după să vin acasă și să învăț o materie, la chimie mă refer, că biologia era mai ok. Să învăț o materie cu care n-aveam nicio treabă și de foarte multe ori pur și simplu clacam. Undeva prin decembrie, asta s-a întâmplat în septembrie, la începutul anului școlar. Undeva prin decembrie am zis, mie nu mai îmi trebuie nicio medicină, lasă, văd ce fac. Mai stau o perioadă, muncesc și o să vedem. Poate mă duc, pot să dau la asistență, ceva să fie, pot să și lucrez între timp. Și am renunțat la meditație, am avut și niște probleme cu profesoara de chimie, era foarte exigentă și puțin cam mândră. Și undeva prin martie am fost invitată la o seară de jocuri. M-am bucurat, nu era nimic special, mai fusesem cu acele persoane la seară de jocuri. Și după ce ne-am jucat, m-au întrebat, Ane, dar n-ai vrea tu să renunți la locul tău de muncă? Pentru că noi împreună cu alte persoane dragi ții ne-am gândit să te ajutăm. Și până la examen să îți plătim noi meditațiile și tu să înveți și să intri la facultate. M-am speriat un pic, zic, băi, atâta ajutor nu e prea mult, nu pot. Și zic, sunt bani, adică și la biologie și la chimie meditații e cam mult. Plus că e timpul scurt, eu nu sunt învățată cu atâta volum de informație, nu o să intru, vă dezamăgesc, mi-e rușine, nu pot. Zice, bine, dar mai gândește-te. Și am plecat, hotărâtă că o să zic nu, dar am zis, hai să nu stric seara. Ei au fost încântat să-mi propun așa și eu zic nu, din prima. Și am continuat să primez mesaje pe tema asta. Am continuat să amân. Și pe la sfârșitul lui martie, după multe semne pe care mi le-am pus cu Dumnezeu, am acceptat, dar n-aveam absolut deloc încredere în mine că pot să o fac. Și din fericire am avut parte de profesoare care mi-au dat încredere în mine și care au știut cum să se muleze pe stilul meu, chiar dacă eram mai mulți copii în grupă. Am avut parte de persoane care m-au susținut și mi-au ridicat moralul și vara aceasta am reușit să intru unde mi-am dorit. Pentru acest lucru le sunt recunoscătoare în primul rând lui Dumnezeu și persoanelor care m-au ajutat. Pentru că probabil astăzi încă aș fi lucrat și nu m-aș fi gândit că am ajuns la facultate așa de repede. Amânasem facultatea pentru încă câțiva ani și pentru asta sunt recunoscătoare.
Eu am pe telefon ceea ce trebuie să spun, așa că o să vă rog să mă așteptați puțin să se deschidă. Mulțumesc. Este o poveste foarte frumoasă despre recunoștință. Se spune că este o poveste de inspirație marocană. Se spune că doi prieteni pribegeau printre dunele unui deșert și la un moment dat, din cauza oboselii, căldurii, tensiunii, între ei s-a iscat o ceată aprinsă și unul dintre ei l-a pălmuit pe celălalt direct peste față. Cel lovit, mai mult decât neplăcut, surprins, s-a plecat și cu tristețe a început să scrie pe nisip următoarele cuvinte. Astăzi m-a pălmuit cel mai bun prieten. S-a ridicat și în tăcere au continuat călătoria lor. Vă dați seama că după un asemenea incident nimeni n-a mai spus nimic și au mers așa până au ajuns la o oază. Acolo, de bucurie că în sfârșit au dat de apă, cei doi au început să-și vorbească și s-au împăcat și s-au hotărât să își rezolve problemele și să se răcorească în apă. Nefiind atenți, cel care a fusese pălmuit a ajuns mai repede lângă apă și acolo era un nisip din acela mișcător. Nisipul a început să-l tragă în jos, dar prietenul lui a sărit repede și a reușit să-l scoată de acolo. Sigur că acesta i-a mulțumit și după ce și-a revenit din șocul sperieturii, cel salvat a căutat o piatră și o piatră de dimensiuni mai mari și a început să se chinuie și să bată cu piatra mică în piatra mare ca să scrie astăzi mi-a salvat viața cel mai bun prieten. Și foarte mirat, pălmuitorul, să-i zicem așa, cel care dăruise o palmă, l-a întrebat pe prietenul lui. Atunci când te-am lovit, ai scris că te-am lovit pe nisip. Acum când te-am salvat, te chinui să scrii lucrul acesta pe o piatră. De ce faci asta? Că nu înțeleg. Și amicul lui s-a uitat la el și a spus următoarele cuvinte. Dacă suntem ofensați sau umiliți, dacă cineva ne rănește sau ne supără, trebuie să însemnăm pe nisip acest fapt pentru ca vântul iertării să șteargă această experiență. Însă, dacă cineva ne face un bine sau ne întinde o mână de ajutor, trebuie să gravăm în piatră acest eveniment, tocmai pentru ca adierea recunoștinței să memoreze pe veci această bunătate. Așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Amin. Un program frumos cu semnificație și cred că ne-a transmis fiecare dintre noi un gând foarte important, că trebuie să fim mulțumitori și recunoscători. Mi-a plăcut gândurile că s-au adunat, nu știu dacă v-ați vorbit între voi, dar cred că au fost experiențe inedite și au fost surprinzătoare pentru toată lumea. Dar v-ați înluat toți să spuneți că și lucrurile mici sunt foarte importante. Când un om este cu inima deschisă și este bucuros de ceea ce poate să fie în jurul său, atunci este foarte simplu pentru el să bucure pentru lucrurile poate nesemnificative, dar care au o valoare foarte mare. Vedeți o floare, ați făcut aici niște un aranjament deosebit. Acum, și vă bucurați voi, mă, de vânăta aia? Păi vânăta e o vânătă, o ceapă. Uite, ați adus și covrigi. Ce faceți cu covrigii aia? Adică, până la urmă, noi putem să luăm în râs fiecare piesă de aici, nu? Dar atunci când le primești cu dragoste, ele sunt foarte valoroase. De aceea, Biblia spune foarte frumos și direct și am să vă exemplific într-un anumit fel. În Psalmul 34 ne spune psalmistul David, când
se bucură și spune, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Cât întorci privirile spre El, când strigă un nenorocit, Îngerul Domnului tăbărăște. Dar versetul 8 spune un lucru foarte simplu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Pe atunci când guști, nu mănânci cu polonicul, e doar un gust, dar parcă-ți așa, wow, dar ce bun este. Mi-am avut o experiență cu fata noastră cea mare, era micuță. Și stăteam într-o locuință destul de mică și conservele nu prea aveam noi unde să le punem, de aia le-a făcut, erau cu celofan pe vremea aceea, n-aveam capace. S-a dus ea și foarte mult, a băgat degetul în celofan și a dat de gem de prune. L-a luat, i-a văzut că se lipește, oh, e bun. Și-a dat pe piept, a mai băgat și-a dat și pe față. Noi când am văzut-o, am râns, era, domnule, de ceva de film. De aia nu știa ce este acolo. Și mi-a venit mie în minte atunci și i-am dat așa, peste gură, pe fața ei cu gem și pe gură. Că i-am dat puțin pe, a ajuns în, când a dat de gust, am tăpât, a început să lingă pe mâini. A simțit gustul că este ceva bun, neștiind că acolo este ceva de valoare. Nu este așa că de multe ori Dumnezeu ne oferă lucruri bune de care nu suntem conștienți? Dacă începem să gustăm și ne dăm seama cât de bun este Domnul în lucrurile mici ale vieții, tineri sau cei care sunteți mai în vârstă, să fim cu inima veselă, să fim dispuși să râdem, să cântăm, să dăm o floare, să dăm o gutuie, să dăm un măr. Am spus de multe ori în alte locuri, spun și dumneavoastră, dacă de fiecare sabat, fiecare ar aduce la biserică un măr, o banană, o piesă, o bagi în buzunar și o aduci la biserică. Vă dați seama cât suntem aici, cât ar fi coșul săracului? N-ar mai încăpea. Fiecare să aducă un pic. Pic cu pic se adună foarte mult. Să dea Bunul Dumnezeu ca familia noastră de aici, familia noastră de acasă, să fim niște oameni mulțumitori. Să fim dispuși să spunem, măi bărbaților, soților noștri, mă mulțumesc că ai făcut o mâncare bună, mă. Soților, să fiți bucuroase atunci când soțul vă aduce poate un lucru sau vă spune chiar un cuvânt de inimă. Să ne bucurăm de lucrurile mici, adunate și strânse, poate să valoreze foarte mult. Închei cu ceea ce ne prezintă psalmistul în psalmul 107 și este de fapt un apel către noi toți să lăudăm pe Domnul. Iată ce spune. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului. Ei pribegeau prin pustie și sunt versete, nu? Versete. Ei pribegeau prin pustie, după aia spune căci El a potolit setea sufletului însetat, cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții. Altă strofă, căci El a sfârmat porți de aramă și a rupt zăvoarele de fier. Altă strofă, cei se bogorau pe mare și corăbii și făceau negoți. El a bușa pus să sufle furtuna, dar după aceea furtuna s-a oprit și ce au spus? Doamne, îți mulțumim că am scăpat. Nu este așa că e frumos să lăudăm pe Domnul? Să-L vezi în fiecare amănunt. Poate sunt și evenimente mai mari, te-ai îmbolnăvit, Domnul te-a salvat. A spus fratele, nu? Operația ce? Iată, operație care a mers ușor, dar te temeai, nu? Predarea mâna Domnului, spus așa, Doamne, merg cu Tine și în foc. Știu că Tu ești cu mine. Să dea Domnul să avem această încredere și dorința sinceră de a face experiențe cu Dumnezeu încă de pe acum, în lucrurile foarte obișnuite ale vieții. Domnul să fie cu noi. Amin.